Vladimir Putin a blocat totul. Răsturnare de situație. Anunțul zilei în Europa. Vicepremierul ucrainean acuză autoritățile de la Kremlin de minciună și spune că, de fapt, armata rusă se teme să ia cu asalt combinatul Azovstal din Mariupol. Potrivit oficialului, aici s-au refugiat, alături de soldați care fac parte din rezistență și un număr de civili. În ceea ce îi privește pe aceștia din urmă, Irina Vereșac spune că armata rusă le blochează evacuarea. Vicepremierul ucrainean, Irina Vereșac, acuză Rusia că blochează intenționat civilii care s-au refugiat, împreună cu soldații ucraineni, în combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Într-o postare pe Telegram, aceasta a precizat că este vorba despre aproximativ o mie de civili. Iată ceea ce vreau să explic presei internaționale despre Azovstal. Există militarii noștri, precum și aproximativ o mie de civili ucraineni la Azovstal. Există coridoare prin care armata să se predea. Rușii ne-au furnizat unul, dar nu avem nevoie de el, deoarece armata noastră nu vrea să se predea. Există, de asemenea, un coridor umanitar pentru evacuarea civililor din zona de luptă. Avem nevoie de un astfel de coridor de la Azovstal pentru a evacua femeile, copiii și bătrânii, scrie Irina Vereșceac. Vicepremierul ucrainean a avertizat de asemenea că oficialii ruși spun minciune atunci când declară că civilii ucraineni nu vor să folosească acel coridor umanitar deschis de armata rusă. În același timp, ea a solicitat liderilor europeni să facă presiune pentru a determina deschiderea unui coridor umanitar la Azovstal pentru femei, copii și vârstnici. Oficialilor ruși nu le este rușine să spună minciuni, precum că a fost asigurat coridorul umanitar, dar din anumite motive civilii noștri nu vor să-l folosească. Este important ca mass media internațională să înțeleagă clar adevărul, rușilor le este frică să asalteze Azovstal, dar în același timp blochează cu bună știință și cinic eliberarea civililor din Azovstal, încercând astfel să pună presiune suplimentară asupra armatei noastre. Din nou, facem apel la liderii mondiali și comunitatea internațională să depună imediat toate eforturile pentru a deschide coridorul umanitar de la Azovstal pentru femei, copii și vârstnici, a mai scris vicepremierul Ucrainei vineri pe canalul Telegram.